Salut, probabil mă cunoașteți deja. Deja sunt Ioana Mașca și ne vom ocupa acum de sisteme de ecuații. Să pornim la treabă. Familia Popescu, cu cei doi copii ai săi, Miruna și Bogdan, locuiesc în minunata casă ce se vede în imaginea de mai jos, într-o fermă. Haideți să aflăm vârsta mamei și a Mirunei. Știm că peste 4 ani vârsta mamei va fi de 4 ani mai mare decât vârsta fiicei și peste 7 ani vârsta mamei va fi de 3 ori mai mare decât vârsta Mirunei. Să trecem la treabă și ne întoarcem să vedem apoi celelalte probleme. Deci 1. Haideți să notăm cu X vârsta mamei. Vârsta mamei. Cu Y vârsta Mirunei. Știm că peste 4 ani vârsta mamei, deci mama plus 4, va fi de 4 ori mai mult decât vârsta Mirunei. Dar nu uitați, la vârsta Mirunei trebuie să adăugăm și acolo 4 ani. Am pentru ambele trece timpul, nu numai pentru mama. Iar peste 7 ani vârsta mamei va fi de 3 ori mai mare decât vârsta Mirunei. Și la vârsta Mirunei adăugăm 7, deși explicit în problema nu se spune. Mare atenție la problemele de genul acesta. Desfacem parantezele și avem x plus 4 va fi egal cu 4y plus 16. X plus 7 egal cu 3Y plus 21. Deși eu scriu corect, tabla nu este de acord cu mine. Separăm necunoscutele, trecem într-un membru necunoscutele și avem X minus 4Y va fi egal cu 12 și X minus 3Y va fi egal cu 14. Alegem prin metoda reducerii să rezolvăm sistemul prin metoda reducerii și pentru asta înmulțim prima ecuație cu minus 1. Vom obține minus X plus 4Y este egal cu minus 12, iar X minus 3Y va fi egal cu 14. Trăgând linie și adunând cele două ecuații, dispare X-ul, ne rămâne Y egal cu 2. Adică, în prezent, vârsta Mirunei este de 2 ani, iar vârsta mamei este de, haideți să vedem unde înlocuim, înlocuim în a doua, X va fi egal cu 3 ori 2 plus 14, 20 de ani. Mai departe. Problema a doua. Vârsta tatălui este de 23 de ani, iar a lui Bogdan de 2 ani. Prin urmare, cei doi frați, Miruna și Bogdan, sunt gemeni. Peste câți ani vârsta tatălui va fi de 8 ori mai mare decât vârsta lui Bogdan sau de 4 ori mai mare decât vârsta băiatului? Punctul al treilea vă rămâne tema. Haideți să vedem. Deci, dacă peste câți ani notăm cu A numărul anilor pe care îi căutăm, peste câți ani vârsta tatălui va fi de 8 ori mai mare decât vârsta lui Bogdan. A, și aici trebuie să adunăm A. Desfacem parantezele și obținem 23 plus A este egal cu 8 ori 2 plus 8A, adică 7A
este egal cu 7. Peste un an, vârsta tatălui va fi de 8 ori mai mare decât vârsta lui Bogdan. Acum, peste câți ani vârsta tatălui va fi de 4 ori mai mare decât vârsta lui Bogdan? Păi avem 23 plus B este egal cu 8 plus 4B, de unde găsim că 3B este egal cu 15, adică peste 5 ani vârsta tatălui va fi de 4 ori mai mare decât vârsta lui Bogdan. Mai departe, ni se spune că în curtea lor sunt 120 de păsări și de oi. Câte păsări sunt și câte oi sunt, dacă în total în curte sunt 298 de picioare? Păi să vedem. Notăm cu O numărul oilor. Iar cu P numărul păsărilor. Știm că de toate sunt 120 de oi și păsări. Oile plus păsările vor fi 120. Dar oile au 4 picioare, pe când păsările au 2 picioare. Deci, de 4 ori numărul oilor plus de 2 ori numărul păsărilor obținem 298 de picioare, picioarele despre care este vorba în problemă. Prin metoda reducerii alegem să rezolvăm sistemul, înmulțim prima ecuație cu minus 2 și vom avea minus 2O, minus 2O, minus 2P egal cu minus 240, 4O plus 2P este egal cu 298, tragem linie, adunăm cele două relații și obținem că de 2 numărul oilor este egal cu 58. Adică oi vor fi 29, iar păsări vor fi din numărul total de 120, scădem cele 29, da? Hai să le punem una sub alta, 91 de păsători. Și 29 de ori. Apoi, dacă niște ciori se așează fiecare pe câte unul din parii gardului din spatele fermei, o cioară rămâne fără loc. Iar dacă se așează câte două pe fiecare par, rămâne un par liber. Câte ciori și câți pari sunt în gardul din spatele fermei? Să aflăm. Deci cu C notăm numărul ciorilor și cu P numărul parilor. Știm așa că dacă se așează câte una, câte o cioară pe un par, rămâne o cioară fără loc. Deci numărul ciorilor este egal cu numărul parilor plus 1. Dacă însă se așează câte două ciori pe un par, rămâne un par liber. Adică două ciori pe un numărul parilor minus 1, parul liber, găsim numărul cioilor. Din egalitatea celor două, găsim că P plus 1 este 2P minus 2, adică P va fi egal cu 3. În spatele casei, gardul are 3 pari pe care vor să se așeze 4 ciori. Și ne oprim aici.